Tot mai mulți mehedințeni sunt confirmați pozitiv cu COVID-19. În ultimele 24 de ore, alte 69 de cazuri de îmbolnăvire au fost înregistrate în județul Mehedinți. Județul Mehedinți a depășit incidența cazurilor de COVID-19 de 3 la 1000 de locuitori. Cea mai mare incidență din județ este în municipiul Drobeta, Turnul Severin, de 5,42, urmat de localitățile Strehaia cu 4,71 și Orșova cu 4,02. Totodată, în ultimele 24 de ore, 69 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 1171 persoane se află în carantină la domiciliu, 157 persoane sunt internate, 803 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost înregistrate 69 de cazuri noi de îmbolnăvire. De la începutul epidemiei, în județul Mehedinți au fost confirmați COVID-19 3.774 persoane și au decedat 139 persoane. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 în județul Mehedinți este de 3,06 la 1000 de locuitori. La nivelul județului Mehedinți, rata infectării crește considerabil, iar 19 localități au rata de infectare peste 1,5 la 1000 de locuitori. Municipiul Drobeta, Turnul Severin este cel mai afectat, înregistrând o valoare de 5,33. Cetățenii trebuie să fie precauți și să aibă grijă de propria sănătate, respectând măsurile de protecție impuse. Un exemplu este localitatea Braniștea, unde săptămâna trecută s-a înregistrat o rată a incidenței de 8,79, fiind instituită carantina zonală. Iar astăzi, situația arată diferit, fiind înregistrată o valoare de 2,75.